Caz șocant la o școală din Constanța. Un cadru didactic de la unitate de învățământ din municipiu este acuzată că ar fi agresat fizic în repetate rânduri o elevă de 7 ani. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că un cadru didactic de la o unitate de învățământ din municipiul Constanța ar fi agresat fizic în repetate rânduri o elevă de 7 ani. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Potrivit unor surse, ar fi vorba de un învățătoare din cadrul școlii numărul 43 Ferdinand.